De mai bine de 10 ani, acele ceasului floral al Timișoarei, cândva un simbol al orașului, nu se mai învârt. Au fost acaparate de rugină, așa cum în partea din spate au făcut-o gunoaiele, care arată atât neputința autorităților locale, cât și nesimțirea celor care aruncă deșeurile. Partea din spate a ceasului floral este cea mai degradată. Este plină de crăpături, iar bucăți de beton s-au prăbușit deja. În plus, ceasul unic în România a devenit un focar de infecție și este plin de graffiti. Agenții de salubritate au adunat doar o parte dintre gunoaie, au umplut mai mult saci și au lăsat pe spațiul verde pe semne că s-a intervenit. Insuficient însă pentru ca ceasul floral să redevină simbolul de altădată. Cei mai în vârstă dintre timișorenii își aduc aminte de vremurile în care ora exactă era dată de ceasul creat din flori. Dar nu-i normal, dar eu știu cine răspunde de ce nu ia atitudine. Asta e, a fost orașul florilor și am ajuns la gunoaielor. N-am, fără cuvinte, nu pot să zic nimic. Chiar am trecut pe aici, m-am mirat că a trecut un timp și nu s-a mai ocupat nimeni de el. Mă gândesc totuși că primarul își dă interesul, e un om venit dintr-o țară occidentală și ar trebui să se ocupe de așa ceva. Se încearcă de mai mult timp reabilitarea ceasului, însă fără succes. La începutul anului 2022 au fost alocați 400.000 de lei pentru reparații care nu au mai început. Acum primarul Dominic Fritz spune că trebuie refăcută documentația tehnică realizată în trecut pentru reabilitare. O documentație, din păcate, prea proastă ca să putem merge mai departe direct cu ea. Acum încercăm să vedem, pentru că a fost o documentație făcută de Colterm, nu sunt specialiști în ceasuri florale, de domnul Răvășilă. Acum vedem ce și cum putem repara la documentație. Cert este că cred că există un consens în acest consiliu local că trebuie să reabilităm acest ceas floral. Înainte ca ceasul floral să fie reabilitat, trebuie refăcută inclusiv licitația, astfel că cel mai probabil în 2023, când orașul va fi capitala europeană a culturii, turiștii vor vedea mai degrabă o ruină, nu un obiectiv de interes. Ceasul floral a fost construit în 1970 în Parcul Civic, pe locul fostei cazarme Transilvania.